Parcului Catedralei și Grădina Publică Ștefan cel Mare vor fi reabilitate, dar se va face abstracție de conceptele prezentate la concursul de anul trecut. Întrebat despre asta de reporterul TV8, primarul Ion Ceban a declarat că în curând va fi schimbat asfaltul și mobilierul urban, motivul din care deocamdată nu se implementează proiectele moderne propuse de arhitecți ar fi costurile mari, dar și faptul că este necesară păstrarea infrastructurii autentice. Totuși, la telefon, organizatoria concursului ne-a spus că a doua etapă abia urmează. La concursul organizat anul trecut au fost propuse 11 concepte de schimbare la fața Parcului Catedralei și a Grădinii Publice Ștefan cel Mare. Dintre acestea, 4 au fost admise în etapa a doua. Întrebat despre asta de echipa TV8, Ion Ceban ne-a spus că parcurile vor fi reabilitate în curând, doar că nu așa cum s-a planificat inițial. Și nu este doar din lipsa banilor, dar și din cauza criticilor lansate din partea comunității de experți. Un alt motiv ar fi faptul că proiectele propuse interveneau substanțial în infrastructura și aspectul parcurilor, care au o valoare istorică pentru oraș. Primăria Municipiului Chișinău va examina oportunitatea să intervină la reabilitarea în forma actuală. Asfaltul vechi, asfalt nou. Pavajul vechi, pavaj nou. Iluminatul vechi, iluminat nou. Dar cu păstrarea tuturor nuanțelor, fără a interveni în arhitectura nemijlocită a acestor spații. Pentru asta ar putea fi cheltuite aproximativ 10 milioane de lei, dintre care 8 milioane vor fi oferite de un județ din România. Lucrările de reabilitare ar putea începe după ce vor fi finalizate schițele și stabilit agrementul între cele două părți, a mai spus Ion Ceban, fără a indica un termen. Într-adevăr, trebuie, este un parc central și aici și acolo și are necesitate de a fi reabilitat, nu de urgență. Băncile un pic mai frumoase, cu un design mai modern. În rest? În rest, bordurile schimbate. Мне не нравится, честно говоря, потому что очень мало осталось больших вековых деревьев, которые защищают во всех европейских странах, защищают старые деревья, и посажены кусты. То есть я коренной житель Кишинева, я делаю сравнение и понимаю, что он не такой тенистый, не такой прохладный в жару. Вот. Но чистый, конечно. Totuși, la telefon, organizatoarea concursului ne-a spus că mai urmează o etapă în a doua jumătate a acestui an. Ограничения никакие не были поставлены, поэтому те идеи, которые были предоставлены, они, естественно, были смелыми и дорогостоящими. Нам поступила просьба от директора архитектуры продолжить второй этап конкурса. Мы сказали хорошо, это было буквально 2 дня назад. Как дальше будут обстоять дела, я вам на этот вопрос ответить не могу. Потрivit organizatoarei concursului, acum cei 4 arhitecți vor lucra la un proiect mai real, doar că nu se știe cât timp exact va fi nevoie până se va ajunge la o finalitate. De organizarea concursului s-a ocupat o revistă specializată în domeniul arhitecturii și a designului, care și-a asumat toate cheltuielile. Primăria Chișinău s-a ocupat de elaborarea site-ului unde au fost promovate concepte. Nimeni de la Direcția Finanțe a Primăriei nu ne-a răspuns la apeluri pentru a ne spune exact dacă și ce sumă s-a achitat pentru aceste lucrări. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.